Aș vrea să ne întoarcem un pic la ce ai spus mai devreme, că timp de 3 ani, atunci când ai început să-ți construiești compania, ai avut acest sindrom al impostorului. Și tu n-ai menționat, dar menționez eu. Tu ai fost pe lista celor de la Forbes, la under 30, deci cei mai importanți oameni, cel mai importanți 30 de oameni sub 30 de ani. Cum se leagă sindromul impostorului de faptul că tu ai ajuns să creezi o companie care a fost recunoscută la nivel mondial ca fiind una dintre cele mai bune companii din lume și ți-a adus ție acest renume sau această posibilitate să fii pe acea listă? Și de ce te întreb? Este pentru că s-ar putea în conversația pe care o avem noi astăzi, mulți oameni să spună: bine, domnule, da, uite, eu nu sunt genul care să pună bani deoparte sau nu sunt genul care să investească sau nu sunt genul de om care a avut o relație bună tot timpul cu banii. Și aș vrea să ne spui, să ne povestești tu un pic din experiența ta. Pentru că mă gândesc că poate oamenii se leagă atunci de: a, ok, uite, așa se simte și astea sunt rezultatele. Pentru mine personal, sindromul impostorului a venit, eu mă amintesc de el în diverse etape, dar cel mai mult a venit într-o etapă când, deci, noi în 2016 am lansat o companie care se numește la ziua de astăzi Planable. Planable este o platformă de colaborare pentru agențiile și echipele de marketing. Această platformă, practic, ajută specialiștii de social media să-și creeze conținutul, să-l previzualizeze exact așa cum el o să arate pe social media, să colaboreze împreună cu colegii săi, să aibă un proces simplu de aprobare și după asta să dea direct publish în platformele de social media. Pe scurt, asta este ceea ce facem noi. Noi la ziua de astăzi am reușit să creștem compania la câteva milioane pe an și o echipă de 26 de oameni și suntem super recunoscători pentru toată lumea care ne-a ajutat de-a lungul drumului. Și exact la chestia asta vreau să revin, pentru că noi am avut o tonă de oameni care au fost de partea noastră. Eu cred că noi, în primul rând, nu vreau să neg factorul de, nu de succes, dar de noroc, care a fost implicat concret în cazul nostru, în compania noastră, alături de noi trei. În 2016, când am început compania, noi am fost la Spheric Accelerator. E o organizație, la ziua de astăzi, asta este o organizație care ajută tinerii să-și dezvolte companiile lor. Atunci, pentru noi concret, era un accelerator, un program de-al său. Acolo noi am avut câțiva oameni care le suntem recunoscători, nu știu, până la martie și înapoi, pentru că au fost mereu alături de noi, practic, 24 din 7. Noi pe atunci eram niște tineri de 19, 21, 22 de ani. Evident că nu prea știi multe lucruri despre viața la vârsta asta, dar ei au fost oameni deja cu companiile lor, cu multă experiență și ne-au fost foarte, foarte mult alături de tot ceea ce facem noi. Ne-au explicat, ne-au ghidat, ne-au arătat, ne-au conectat cu tot felul de mentori și de fiecare dată când noi eram conectați cu tot felul de alți oameni, sau fie mai interesanți, mai bogați, mai influenți, mai cu companii mai mari, mereu apare sindromul ăsta a impostorului, care eu eram cel mai tânăr din companie. Eu mereu eram, câțiva ani la rând, eu mereu eram cel mai tânăr din toate cercurile în care am fost implicați împreună cu compania. Eu eram, nu știu, adică toată lumea avea companii, nu știu, atât de multe lucruri și eu permanent mă simțeam cel mai tânăr și pe alocuri știam că asta e așa, dar nu eram sigur dacă eu într-adevăr îmi merit locul meu aici. Dar în continuare mă implicam în conversații, arătam ce am făcut noi ca și companie, arătam unde am ajuns noi la etapa XYZ și încercam în continuare să-mi arăt valoarea practic cu implicarea la tot ceea ce am făcut noi în contextul care suntem noi. Și am ajuns mai apoi peste un an și jumătate de când am lansat compania la un accelerator de afaceri care se numește Techstars London. E unul din cele mai prestigioase acceleratoare din lume. Dacă vreodată aveți oportunitatea să deveniți parte din accelerator alături de compania voastră, do it! Acceleratorul oferă o investiție de 120.000 de dolari pentru 7% din companie, dar pentru noi, sindromul impostorului pentru mine personal a venit, cred că, în a patra zi, când noi am ajuns în accelerator, iar prima lună acceleratorului este Mentor Madness.
ei numesc asta pentru că tu cunoști câte 10 mentori pe perioada de 4 săptămâni în fiecare zi. Deci vorbim de 400 de oameni plus minus într-o singură lună. Și imaginați-vă cantitatea, mai ales că noi vorbim deja nu de oameni din România, vorbim de oameni care, vorbim de investitori care au investit în cele mai prestigioase companii, vorbim de investitori care investesc doar din banii lor câte 50.000 de euro, pentru că așa au ei niște economii deoparte și vor să facă angel investing, vorbim de top manager la cele mai mari companii din Londra, la un moment dat a venit un nene, nu mi-am amintesc cum îl cheamă, care povestea cum el și-a vândut compania cu 350 de milioane la Barclays. Și povestea asta atât de casual, cu, nu știu, cu așa, cu un aer atât de casual și așa de interesant, că noi încercăm să înțelegem cum el povestește despre tot ceea ce a făcut el. Și pentru mine sindromul impostorului a venit exact atunci când eu cunosc 10, cunosc încă 10, cunosc încă 10. Pe lângă mine stau alte 10 echipe de alți fondatori. Oameni, evident, toată lumea mai în vârstă decât mine. Nu știu, minim cu vreo 3-4 ani mai mari ca mine. Și eu la un moment dat stau la laptopul meu și mă uit și zic, I can do it. Eu mă uit la colegii mei și zic, guys, eu nu înțeleg, nu știu cum, nu pot. Simt că eu mai bine îmi iau un bilet, mă duc acasă și, you know, faceți voi toată chestia asta, pentru că eu nu simt că am ce face aici. Nu cred că știu, nu cred că înțeleg, nu cred că am cum. Și-am povestit asta la managerul acceleratorului, în primul rând. Max Kelly, el la fel avea experiență să lanseze mai multe produse în cadrul companiei L'Oreal pe perioadă foarte mare și evident că lansa produse din astea de câteva miliarde de dolari și am vorbit cu el, el m-a auzit și era, ok, hai la o plimbare, am făcut o plimbare, nu știu, de vreo oră în jur la campusul ăla în care noi eram. El m-a întrebat foarte mult în general de ce mă simt toată chestia asta și am rezumat toată conversația asta la simplu fapt că fix așa cum noi facem plimbarea asta, fix așa încearcă să faci și tot programul ăsta. Faci mai întâi un pas, mai faci un pas, mai cunoști un om, mai faci un task, mai faci un lucru, mai găsești un obiectiv, mai trece o săptămână, mai trece altă săptămână și tot așa mai departe și cu timpul începi să te simți în pielea ta. M-am simțit în pielea mea abia am vreo 6 luni, când noi am început să înregistrăm niște subiecte mai bune, n-a trecut, adică vă zic sincer, sindromul ăsta impostorului a fost, nu știu, în spatele meu ca o umbrelă pe care o țineam și mă tot simțeam acolo foarte mult. Dar personal pentru mine el a dispărut când compania a început să înregistreze primele succese, fie mici sau mai mari. Pentru noi personal asta a fost pentru că în 2018, deci 6 luni de la începerea programului, noi am ajuns pe un website care astăzi se numește AppSumo și acest website practic pune oferte de lifetime deals. Practic, produsul nostru este un subscription în care oamenii pot cumpere un abonament lunar sau anual, iar acel website vinde nu abonamentul, dar vinde un acces pe viață. Practic, în loc să plătești lunar sau anual, plătești o singură dată, la un preț gen de 98% discount. Iar noi am reușit să atragem peste vreo 150.000 de dolari doar din această ofertă, pentru că au cumpărat vreo 5 sau 6 mii de oameni pe atunci. Și tot astea erau spike-uri incredibil de mari în toate datele noastre de website, toate datele de vânzări, absolut tot ce am făcut noi. Și în momentul ăsta, te aduce aminte un pic că totuși ai construit ceva de valoare dacă alți oameni au decis să plătească atât de mulți bani pentru compania ta sau pentru produsul sau pentru ceea ce ai dezvoltat tu. Și iată chestia asta atunci când începi să vezi oameni, clienți, laude, feedback bun, cuvinte pozitive, testimonialuri și toate lucrurile astea. În pofida faptului că foarte mulți investitori de-a lungul programului pe noi ne întreabă, da, de ce faceți asta? Da, de ce aveți nevoie de asta? Nu aveți alte industrii de care să vă ocupați? Nu aveți alte companii de care vreți să vă ocupați? Produs de social media în 2016, cui asta îi trebuie? Sunt alți produse mult mai bune și tot așa mai departe. Într-adevăr, noi am fost și suntem într-o industrie foarte, foarte competitivă de produse pentru social media sau pentru manageri de social media. Dar în continuare am reușit să construim un produs unic pentru industrie. Noi avem diferențiatori concreți care ne separă pe noi foarte mult de competiția noastră
Și la ziua de astăzi am reușit să construim o companie de care noi, în calitate de cofondatori, suntem foarte mândri.